Sunt preotul Simeon Abraham, paroh la Parohia Ortodoxă Română Chinteni, protopopiatul Cluj 1. Sunt în această parohie de peste 32 de ani. Prima liturghie am săvârșit-o în data de 3 aprilie 1983, duminica a doua din postul mare. Pot să vă spun că m-am născut în localitatea Borșa, județul Cluj, din părinții Nicolae și Maria, la data de 11 aprilie 1953. Copilăria mi-am petrecut-o în satul natal, unde am făcut și școala primară și gimnaziul. Apoi am făcut cursurile Seminarului Teologic din Cluj-Napoca, pe care l-am absolvit în 1974. După terminarea seminarului, am făcut stagiu militar, în termen redus, pentru că eram admis la Institutul Teologic de la Sibiu. Cursurile le-am frecventat după armată și am terminat cursurile universitare în 1980, când am dat și examenul de licență în teologie. Anul 1980 a fost un an de cumpănă, pentru că a trecut în veșnicie tatăl meu. Și 3 ani de zile am lucrat într-o unitate din Cluj-Napoca, la Sinterom, ca muncitor. În 1982 m-am căsătorit cu Rodica Mărgăoan, din județul Sălaj, fiica lui Dumitru și Anuța, din localitatea Tămașa, comuna cu Zăplac. Împreună avem 2 copii, Rareș Mihai și Radu Constantin. În 1983, solicitând conducerii eparhiale un post de preot, oportunitatea s-a ivit când parohia Chinteni a fost vacantă și mi-am depus dosarul pentru a candida la această parohie. Am fost numit, începând cu 1 aprilie 1983, în această parohie, după ce am fost hirotonit în 6 martie diacon și în 8 martie același an preot. Ajungând în parohie, așa cum am spus, în luna aprilie, data de 3, săvârșim prima sfântă liturghie, am început activități gospodărești, pentru că erau necesare reparații la casa parohială și la biserică. Am început, chiar în anul acela, și am făcut reparații la casa parohială, apoi, începând cu 1985, am făcut reparații la biserică, unde am început cu exteriorul, care era deteriorat, și am făcut tencuiel înterasit. Între anii 1990 și 1992, am făcut reparații interioare, constând în restaurarea picturii din interior. Lucrările s-au executat de către pictorul Bumbu Constantin și la sfârșitul cărora s-a făcut resfințirea bisericii în 10 mai 1992 de către preasfințitul episcop Irineu Pop Bistrițeanul, când am primit distincția de iconomă. În 2003-2004 s-a zidit un pridvor în fața bisericii, care a fost pictat și pe fațada căruia s-a montat un frumos mozaic reprezentând cina cea de taină, de către profesorul Pompiliu Ungureanu de la Liceul de Arte Plastice din Cluj-Napoca. În 2004, după sfințirea bisericii, pentru că lucrările de la pridvor au fost din nou sfințite de preasfințitul Irineu Bistrițeanul și am fost distins de către înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu Anania cu iconom stavrofor. Distința de iconom stavrofor. Ulterior s-au mai făcut lucrări în interior, constând în înlocuirea dușumelei cu șapă de beton și parchet
S-a schimbat mobilierul de către Nicolae Câmpianu, executat fiind de Nicolae Câmpianu din Dej, când s-a restaurat și iconostasul. Aceste lucrări au fost binecuvântate în toamna anului 2008, când de asemenea a fost prezent în mijlocul nostru preasfințitul episcop Vasile Someșanu. Ultimele lucrări care s-au făcut la biserică și care au împodobit biserica sunt vitraliile pe care le avem din 2011 și 2012, lucrări care s-au făcut cu cheltuiala credincioșilor și susținerea în bună parte de către Consiliul Local, Consiliul de pe lângă Primăria Chinteni. Sigur că toate acestea sunt lucrări care s-au făcut cu eforturi și care au fost susținute de către credincioșii noștri. Pe parcursul timpului am fost preocupat de istoria satului nostru. Și pentru a rămâne ceva în urmă, tot ceea ce am consemnat de la cei bătrâni ai satului și din alte surse și izvoare au fost concretizate într-o lucrare intitulată Monografia satului Chinteni, pe care am editat-o și a văzut lumina tiparului în anul 2004, cu sprijinul Primăriei Chinteni și alți sponsori care sunt menționați în cartea respectivă. Nu pot decât să mulțumesc tuturor și să rog pe Dumnezeu să-i scrie pe fiecare în cartea vieții. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și mulțumim lui Dumnezeu pentru toate.